În casă record la Apaser Valea Jiului. Reprezentanții societății de apă din Valea Jiului se laudă cu încasări record în luna iulie. Nici statisticile pentru luna august nu sunt negative. Chiar și în condițiile de față, restanțieri încă există și nu sunt puțini la număr. Luna lui iulie a fost o lună record la încasarea banilor. Lună record de când există SECE Apaser Valea Jiului. În luna aceasta ne încadrăm deja, suntem un pic foarte puțin în spatele lunii iulie, dar una peste alta recuperăm din datorii, fiindcă dacă n-am recuperat din datorii și dacă n-am face încasări multe, atunci sigur prețul apei nu ar putea rămâne la fel. Am promis-o că în anul 2013 apa nu se va mări în Valea Jiului, chiar dacă în toată țara, deci încă o dată, toți operatorii au mărit prețul apei. Cele mai mari datorii le înregistrează abonații casnici. Peste 12.000 de lei este valoarea restanțelor. Peste 120 milioane de lei vechi sunt de la abonații casnici. Aici venind și penalitățile care sunt mari. Ce putem face cu acești oameni să-i determinăm să-și plătească apa? Am spus-o și eu repet. Nu voi mări prețul apei în detrimentul celor care îi plătesc. Fiindcă dacă aș mări prețul apei, plata o vor face tot cei care plătesc, iar cei care nu plătesc până acum rămân în continuare. Le vom tăia apa. Vom tăia apa și oamenii trebuie să știe că dacă consumă, trebuie să plătească. În condițiile în care restanțierii nu ajung la un acord cu reprezentanții societății de apă pentru a-și încheia angajamente de plată, vor rămâne fără apă la robinete.